Program prelungit la grădinița numărul 3 din Reghin. Unitatea de învățământ pune la dispoziția copiilor posibilitatea de a rămâne în unitate până la ora 17. Este vorba de o grupă special formată în cadrul grădiniței, iar părinții sunt sfătuiți să apeleze cu încredere. La noi la grădiniță eu vreau să promovez în continuare activitatea grupei cu program prelungit pe care o avem și pot să fac un apel părinților să vină cu încredere să înscrie copiii, condițiile pe care le asigurăm sunt foarte bune și dorim ca în continuare această activitate să o desfășurăm și în anul școlar și în anii școlari următori. Directorul unității subliniază faptul că personalul este unul specializat, ceea ce garantează și calitatea activităților desfășurate cu cei mici. În ceea ce privește activitatea colegelor din toate grădinițele, vreau să spun că sunt educatoare calificate toate, care desfășoară o activitate intensă, au rezultate foarte frumoase cu copiii, pentru care eu mă bucur și le felicit pe toate și cu această ocazie le și doresc în continuare spor în activitatea pe care o desfășoară și succes cu copilașii pe care îi au în grijă. Activitățile incluse în programul de după masa conțin acțiuni recreative și distractive într-o manieră variată, iar copiii pot servi și masa fiind supravegheați în permanență de educatoare.